Miercuri dimineață, la punctul de trecere a frontierei Giurgiu, s-a prezentat pe sensul de intrare în țară un cetățean turc la volanul unui autocar ce efectuează curse pe ruta Turcia-România. Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport și a celor 25 de pasageri, polițiștii de frontieră au descoperit în cala autocarului mai multe colete în care se aflau 168 flacoane de parfum și 535 articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, tricouri, cămăși și pantofi sport, inscripționate cu numele unor firme cunoscute, produse susceptibile a fi contrafăcute. La cercetări s-a stabilit că bunurile aparțin unor cetățeni români în vârstă de 34 de ani, de pe raza județului Dâmbovița, respectiv 41 de ani, cu domiciliul în București, pasageri din autocar. Aceștia au declarat că au cumpărat bunurile dintr-un bazar din Istanbul, urmând să le comercializeze în diferite piețe din România. Bunurile în valoare totală de aproximativ 77.000 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză polițiștii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs, purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare.